date de ultima oră despre evoluția pandemiei în România. Niciun pat liber la terapie intensivă la această oră. Peste 450 de decese de ieri până astăzi și aproape 10.200 de noi infectări. Toate datele de la colega mea, Andreea Georgescu. Andreea. În spitale, în prezent, sunt internați peste 19.700 de pacienți, în ușoară scădere față de săptămâna trecută, când am avut chiar și mai bine de 20.000 de bolnavi internați în spitale simultan. Însă, în terapie intensivă, rămânem la același nivel ca și săptămânile anterioare, foarte apropiată de capacitatea maximă a unităților sanitare. 1.890 de bolnavi sunt în terapie intensivă la această oră. Nu mai este niciun pat liber disponibil, cu excepția celor aflate în rezerva operațională și care sunt puse la dispoziție pe măsură ce există și capacitatea de resurse umane necesară pentru a îi îngriji pe bolnavii care continuă să vină în număr mare în spitale, cei mai mulți cu o stare deja agravată. Rămânem la peste 10.000 de cazuri noi, însă în ușoară scădere față de zilele trecute, 10.196 de infectări confirmate în ultimele 24 de ore în România, în condițiile în care au fost făcute peste 64.000 de teste, atât rapide cât și PCR, raportate în sistemul centralizat. Din păcate, și un număr mare de decese, 451, dintre care 411 la persoane nevaccinate, printre acestea doi tineri, unul de 23 și unul de 28 de ani.